sănătoși. Mă bucur de tare mult că astăzi reușim să facem această întâlnire, acest eveniment deosebit într-un cadru festiv, ceea ce anul trecut nu am reușit, și totodată un număr mai mare de participanți decât anul trecut. Asta mă duce cu gândul la faptul că a crescut speranța de viață în municipiul Roman și mă bucur din suflet să cred asta și să fie așa. Cred că știm cu toții un cântec bine cunoscut al trupei compact care spunea a mai trecut un an prin noi, a fost și soare, a fost și ploi, dar important e că ești cu mine. Cred că cel mai important este că astăzi cei care aniversează 50 de ani de conviețuire, Nunta de Aur, cum ne place și cum spune tradiția, trăiesc momente de neuitat, momente deosebite, pe care noi încercăm să le promovăm și totodată să aducem aprecierea noastră pentru tot efortul pe care l-ați făcut în lucrul vieții dumneavoastră. Când spunem 50 de ani, spunem o viață de om. Ne gândim și ne trec prin minte nenumărate lucruri pe care le-am făcut, nenumărați oameni pe care le-am cunoscut, dar noi, astăzi, apreciem ceea ce a rămas în urma dumneavoastră. Apreciem ceea ce ați construit dumneavoastră în decursul activității. Apreciem ceea ce ați format dumneavoastră ca părinți și de aceea suntem datori să vă mulțumim și astăzi, generația noastră, formată de dumneavoastră, trebuie să construiască mai departe și să ducă mai departe destinele orașului așa cum ați gândit dumneavoastră și cum ați construit pentru noi. Trecem cu toții pe stradă și vedem blocuri, vedem locuri, vedem străzi, vedem lucruri pe care le-am văzut în copilărie și la care dumneavoastră ați trudit. În diverse locuri, că a fost școală, că a fost spital, că a fost uzina de țe, că a fost imere, că a fost altă instituție sau alt loc de muncă la care ați participat, seriozitatea dumneavoastră, experiența dumneavoastră a făcut ca astăzi Romanul să fie un oraș prosper, să fie un oraș apreciat. Și de aceea datoria noastră este să vă mulțumim tot timpul, să vă mulțumim în fiecare an celor care ați contribuit la toate aceste lucruri. Eu vă spun la mulți ani, multă sănătate și așa cum e tradiția, sunt alături de noi părinții care ne vor oferi și momentul religios, după care festivitatea de prebiere. Multă sănătate, la mulți ani tuturor, vă îmbrățișez cu drag, să ne vedem cu toții sănătoși de fiecare dată. Slavă Sfintei Cele Două Ființe de viață, vădătoare și nedespărțite trei, totdeauna, acum și purea, și cu veci, și cu veci, și cu tot. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cele toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui, a Fiului, a Sfântului, ca cu și curea și veci veci nouă. Amin. Binește pe noi Dumnezeu, de Doare, ca Ta, împărăția, auzinește, ne miluiește. Izbăvește-ne în toate nevoile pe robii și roabele tale și au milostiv. Împlinește întotdeauna dorințele noastre de tot. Cu tainițele Dumnezeu, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Sfântă. Doamne, miluiește! Doamne, Iisusoase, Dumnezeu nostru! Dumnezeu, în durerilor și a toată milostirea, că lumea este măsurată și pe oameni, atât ne-a ajunsă. La ta s-a văzut cu frică și cu temă ca și rog nevrednic și nedemnic și cu milință în sub bunătății tale, pentru binefacerea a fost asupra robilor și oarelor tale cești. Maria și Gheorghe, Veronica și Vasile, Aglaia și Constantin, Maria și Gheorghe, Elena și Ioan, Georgeta și Petru, Lolita și Eugen, Elisabeta și Ilie, Maria și Gheorghe, Georgeta și Aurel, Elena și Petrea, Mariana și Romeo, Lucia și Vasile, Tereza și Isidor, Ecaterina și Gheorghe, Elena și Sava, Angela și Gheorghe, Lina și Petru, Genovica și Ionel, Maria și Gheorghe, Viorica și Verone, Ioana și Eugen, Agneza și Gheorghe, Lucica și Ion, Ileana Veronica și Ioan, Elena și Nicolae, Valeria și Mircea, Elena și Ioan, Viorica și Vasile, Georgeta și Gheorghe, Elena și Victor, Florica și Amandie, Elena și Constantin, Maria și Costache, Violeta și Petru, Anica și Dorel, Elena și Nicolae, Lucica și Nicolae, Maria și Ioan, Elena și Gheorghe, Mariana și Dorel, Lenuța și Mihai, Costina și Eduard, Elena și Constantin, Ana și Ioan, Doina și Ioan, Aneta și Petru, Ana și Ioan, împreună în cei 50 de ani împreună o viețuire. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăbim, îți cântăm și te laudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu uidință nemăsurată și de sus a ta milostivie ca precum ai binevoita pe mea cu rugăciunile robilor tăi și cu milostivire înainte învredișare se împlinicește așa și acum înainte. Învredișește ea Sfântul dreaptă, credință-n dragostea către tine și către aproapele și cu toate faptele cele bune, și a dumnezeu ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi, cu autoritățile locale, pleonat cu toată obștea sa. Mântuiește de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște, și ne predicește pe toți totdeauna grijă a cântat ție și celui fără de cel al tău, Părinte și Preasfântului, și bunului și de viață, Făcătorului tău, Dumnezeului Cerului, slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeu, nostru, Dătătorului nostru, de bine, în vecii vecii lor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în legea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Apă și Purrea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miește, Doamne, miește, Doamne, miește, Doamne, miește, Doamne, miește, Doamne, miește, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru ce încărcate mai și sare, ale Sfinților, măriților, tădătaților apostol, ale Sfântului Vasile cel Mare, Protectorul nostru și ale tuturor Sfinților creștini, să ne îngrească, să ne îngrească pe noi, ca o cușelul, amin. Robilor lui Dumnezeu, care împlinesc 50 de ani de împreună viețuire și o seneală, autorităților locale, Domnului Dumnezeu înalt, cu toată obștea, dă-ne, Doamne, zile îndelungate, cu bună sporire, cu pace, cu sănătate și păzește trupul seama. Mulți ani trăiesc! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile se Yeah.
secret, dar acum îl voi împărtăși cu dumneavoastră. Astăzi și părinții mei aniversează Nunta de Aur, 50 de ani de la căsătorie. Și le spun și lor personal la mulți ani, multă sănătate. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru modul în care m-au crescut și ceea ce mi-au transmis. Și toate aceste lucruri au fost de mare folos pentru mine în viață. Le port în sufletul meu respect pe vecie și apreciez și, bineînțeles, astăzi le urez și lor la mulți ani. Mulțumesc! Invităm în față, alături de domnul primar, pentru a fi premiați, dar și pentru fotografia pe care o veți primi în câteva momente, prima familie a Sandrei Constantin și Aglaia. Se pregătește familia Alexa, Vasile și Veronica.
ziua, domnule. Mulți ani, sănătate să aveți, să rămână la mulți ani. Vrem din partea noastră, diplomă, bineînțeles că ați meritat. Mulțumesc pentru doamne. Invităm familia căpătul Ilie și Isabela. Și genul ăla. Da.
o diplomă și un premiu, îl las cu neapoastră, că îi dau doamne în flori. Și noi pentru că să aveți multă sănătate și multă animă pe voi, eu și pe vizionare. Mulțumesc, mulțumim. Da. Te ești coca. Familia Cezanu, George și Maria, urmând la voi, familia Iubi, Cerioni și Leonita. Haideți să facem și o poziție.
așa. O diplomă de 5 de ani aniversară, un premiu. Tot uitați. Nu, uitați. La mulți ani să mă fiu sănătate. Felicitări. Mare drag. Urmează România, Maxim Mircea și Valerina. Urmează de familia Zăran, Ioan și Elena. Aveți o diplomă aniversară din partea noastră, un cadou, bineînțeles cu floare, pentru că am doamne, haideți să facem și o poză. Hai. Nu vreți dumneavoastră? Ca și cum e perfect așa. Familia Măsăreanu, urmată de familia Mărărașu, Vasile și Victoria. Dar rămâna, bună ziua! La mulți ani! Haideți să...
Thank you.